În această după-amiază aș dori să ne uităm împreună la Evrei capitolul 10, începând de la versetul 19 și până la versetul 25. Voi face citirea acestui pasaj ca să fie proaspătă în mințile noastre. Evrei capitolul 10, versetul 19. Astfel, dar, și vedeți că însăși prima expresie este o legătură prin care se face o legătură prin care se face această conexie dintre pasajul dinainte și cel care urmează, da? Astfel, dar este o concluzie, o implicație, da? De aceea, pentru ce s-a spus mai înainte, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. Amin. În lumina a ceea ce a fost spus de la capitolul 5 până la capitolul 10 și de fapt de la început până la momentul acesta despre persoana Domnului Iisus Hristos ca mare preot, ca jertfă, ca mijlocitor al noului legământ și cap al noului legământ, audiența, cele două categorii mari de oameni care formează audiența căreia este scrisă această epistolă, audiența este chemată să dea un răspuns noului legământ, să dea un răspuns Domnului Iisus, care este mijlocitorul și marele preot, mântuitorul în noul legământ. Așadar, capitolul 10, până la final, solicită un răspuns din partea audienței. Solicită un răspuns din partea audienței față de adevărul despre noul legământ, față de adevărul despre Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, ca mare preot, ca mijlocitor al noului legământ. Acest pasaj se împarte în două părți. În prima parte, ni se descrie primul răspuns pe care îl dau oamenii noului legământ și acest răspuns este un răspuns al credinței, un răspuns de primire a noului legământ și, bineînțeles, a doua parte a pasajului prezintă celălalt răspuns pe care îl dau oamenii față de noul legământ și anume respingerea noului legământ, da? Ceea ce noi numim deseori păcatul cu voia. Păcatul cu voia. Deci, simplu, fie primești noul legământ, fie că păcătuiești cu voia față de noul legământ. Sunt doar două opțiuni. Întotdeauna față de Evanghelie, față de Hristos, față de realitatea noului legământ, sunt doar două răspunsuri. Întotdeauna. Față în față cu realitățile care ne-au fost prezentate în Cartea Evrei, avem doar două opțiuni. Primim adevărul acesta, da? Sau părăsim adevărul acesta pe care l-am auzit și ne întoarcem înapoi la ideile noastre, la filozofiile noastre, la religia noastră și așa mai departe. Sunt doar două opțiuni. În această după-amiază ne vom uita la răspunsul pozitiv care este cerut și care este trăit, sper eu, de fiecare persoană care suntem în locul acesta, este trăit de mulți oameni. Răspunsul pozitiv, da? Acest răspuns pozitiv, răspunsul credinței, răspunsul primirii, este prezentat în locul acesta, în primul rând, prin niște privilegii care ne sunt date. Da? El face un sumar într-un fel. De ce să te apropii de noul legământ cu credință? De ce să primești realitatea noului legământ? Și el ne face un sumar al privilegiilor. Da? Felul în care Dumnezeu ne cucerește, ne câștigă, ne atrage, este prin privilegiile care ne se dau în noul legământ. Și anume, versetul 19, sunt descrise două privilegii. O intrare de care avem parte și un intermediar de care avem parte. Uitați ce spune, versetul 19 și 20. Aceste două privilegii sunt prezentate prin verbul acesta avem. Ia auziți. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare, ăsta e primul privilegiu, și versetul 21, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu sau fiindcă avem un intermediar. Așadar, acestea sunt cele două mari privilegii prin care Dumnezeu ne cucerește, ne atrage și ne cheamă ca să răspundem noului legământ cu credință. Care sunt cele două privilegii? Intrarea în locul preasfânt și intermediarul pe care îl avem peste casa lui Dumnezeu. Vreau să observați că autorul folosește limbajul de la cortul întâlnirii.
Dar el aplică limbajul acesta pentru realitatea în care noi trăim astăzi. Noi nu mai avem un cort al întâlnirii. Nu mai avem un templu. Nu mai avem mari preoți. Dar el spune, le avem, dar în sensul deplin. În sensul real. Noi nu suntem în umbre, suntem în realitate. Avem și noi o casă sau un cort. Avem și noi un mare preot. Avem și noi intrare în prezența lui Dumnezeu. Dar ele sunt prezentate nu ca în Vechiul Testament, ci în realitatea lor prezentă în Noul Legământ. Haideți să ne uităm la primul privilegiu, la intrarea de care avem parte. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Ca să înțelegem bine versetele acestea, aceste două versete, trebuie să ne gândim la Vechiul Legământ și la lucrurile acelea care arătau blocarea accesului în prezența lui Dumnezeu. De ce ai fi tu încântat că avem intrare slobodă în locul preasfânt? Păi ai fi încântat dacă înțelegi că evreii nu aveau intrare slobodă în locul preasfânt. De ce? Cum înțelegem că ei nu aveau intrare slobodă? În primul rând, datorită perdelei care era acolo, nu? Acea perdea mare care separa locul sfânt de locul preasfânt. Și când marele preot intra acolo, vedea ce heruvimii aceia mari cu suți pe acea perdea, care îi spuneau, acces interzis, păstrează distanța regulamentară ca Dumnezeu să nu te distrugă, să nu te pulverizeze, să nu te nimicească. Pentru ca mânia lui Dumnezeu, dreaptă și sfântă, să nu cadă asupra ta. Perdeaua arăta că nu aveau acces în locul preasfânt. În al doilea rând, marele preot arăta că nu aveau acces în locul preasfânt. Prin simplu fapt că aveau un mare preot care intra acolo și nu putea intra nimeni altcineva decât marele preot, se arăta foarte clar că ei nu pot intra în prezența lui Dumnezeu. Acum, prin intrarea marelui preot în locul preasfânt, se transmitea într-adevăr faptul că ceilalți nu puteau să intre acolo. Dar într-un fel se prezicea, se prevestea simbolic și faptul că noi urmau să intrăm. Cum? Marele preot avea pe umerii lui două pietre pe care erau scrise numele fiilor lui Israel. De asemenea, pe pieptul lui avea scrise numele fiilor lui Israel. Și prin felul acesta Dumnezeu arăta că adevăratul mare preot, adică Domnul Iisus Hristos, care ne are pe noi pe umerii lui și ne poartă și vrea să ne poarte și ne va purta până la capăt și care ne iubește și ne are și pe pieptul lui, El ne duce pe noi în prezența lui Dumnezeu. Dar evreii nu intrau în prezența lui Dumnezeu decât simbolic prin marele lor preot, prin intermediar. Practic nu intra nimeni acolo. Da? Preotul îi ducea simbolic înaintea lui Dumnezeu. Am venit cu povara păcatelor lor. Ți-am adus, Doamne, ei sunt pe inima mea, pe pieptul meu, ei sunt pe umerii mei. I-am adus în prezența ta. Dar practic ei nu intrau, ci numai simbolic. Practic intrăm doar noi prin marele preot, Domnul Iisus Hristos, care este adevăratul mare preot. Și ziua ispășirii, da? Perdeaua, marele preot, care doar el intra acolo, și ziua ispășirii, acesta este al treilea lucru care arăta că evreii nu puteau să intre în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu. Cum? Păi numai o zi pe an se putea intra în prezența lui Dumnezeu. Și în ziua aceea nu intra nimeni altcineva decât marele preot. Deci există mai multe moduri în care se arăta foarte clar omul nu are acces în prezența lui Dumnezeu. Asta este prima realitate pe care un om trebuie să o învețe. Înainte ca un om să vină la credință, el trebuie să învețe că prin sine însuși, datorită păcatului, nu poate intra în prezența lui Dumnezeu. Este prima realitate. Dumnezeu este sfânt? Scurt, simplu. Dumnezeu este sfânt și tu nu ești. Asta e tot. Asta e prima realitate. Dumnezeu e sfânt, eu nu sunt. Și dacă Dumnezeu e sfânt și eu nu sunt, eu nu pot intra în prezența lui Dumnezeu. Și faptul că Dumnezeu mă ține la distanță este un favor pe care Dumnezeu mi-l face. Este un favor pe care Dumnezeu mi-l face, da? Până când această problemă, da, generată de păcatul nostru, este rezolvată prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Haideți să răspundem la câteva întrebări despre intrarea aceasta a noastră în locul preasfânt. În primul rând, de ce putem intra? Și autorul ne spune, astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Cum putem noi intra acolo? De ce putem intra? Putem intra pentru că sângele lui Iisus a șters păcatul care ne împiedica pe noi să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, intrarea noastră în prezența lui Dumnezeu nu este ceva automat, mecanic, care se întâmplă pur și simplu. Dumnezeu nu și-a negociat termeni între timp? Dumnezeu nu și-a coborât standardele între timp? Dumnezeu n-a spus, băgă mizeria, păcatul sub covor, lasă că eu știu că vii greu. Dumnezeu n-a acceptat atitudinile noastre balcanice și a spus, a, e greu, Doamne, hai, intrați, mă. Acum iau după voi, voi n-ați intrat niciodată. Dumnezeu n-a făcut lucrul acesta. Putem intra datorită sângelui Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, deci de ce putem intra? Datorită sângelui ispășirii a Domnului Iisus. În al doilea rând, pe unde putem intra?
Și el ne spune că putem intra pe calea, auziți cum descrie, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său. Pe unde putem intra? Putem intra prin Iisus. Da? Intrăm datorită sângelui său, ispășirii sale, și putem intra prin calea cea nouă și vie care este Domnul Iisus. Domnul Iisus este numit aici o cale nouă, care e calea veche. Pe calea veche este calea de la templu. Calea veche este calea de la cortul întâlnirii. Și pe calea aia veche nu intra decât marele preot o dată pe an ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Acum avem o cale nouă și calea nouă este Domnul Iisus Hristos. El nu este doar o cale nouă, el este și o cale vie. Jertfele erau omorâte și nu mai înviau niciodată. Ei nu se puteau raporta. Hei, mi-ai ispășit păcatele. Trebuie numai să crezi. Noi avem acum pe unul care a murit și a înviat pentru noi, care certifică primirea acestei jertfe de către Dumnezeu. Cum o certifică? Prin învierea Lui. Prin învierea Lui. Această cale nouă și liberă este Domnul Iisus Hristos. Și spune că această cale nouă și liberă ne-a deschis-o El. Cuvântul deschis aici este cuvântul consacrat, care mai este folosit în pasajul precedent din capitolul 9, când vorbește despre întemeierea legămintelor. S-a deschis vechiul legământ, s-a deschis noul legământ. Deci sângele lui Iisus a consacrat o cale, da? A consacra înseamnă să pui în funcțiune, să instaurezi un lucru, da? Este ceva legal făcut de Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu. Prin Domnul Iisus Hristos. Deci Domnul Iisus aduce sângele ispășirii, Domnul Iisus este calea cea nouă și liberă, Domnul Iisus Hristos este ca tapeteasma ruptă, adică perdeaua aceea. Ia auziți ce spune aici. Ne-a deschis prin sângele Lui, pe calea cea nouă și vie, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Și aici suntem duși în cortul întâlnirii, în templu, în care locul în care se arăta distanța dintre Dumnezeul Sfânt și cel păcătoș, prin acea pierdea, și spune că în Scriptura spune foarte clar că în ziua ispășirii, în marea zi a ispășirii, în ziua morții Domnului Iisus Hristos, Matei 27 cu 51, îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos. Pământul s-a cutremurat și stâncele s-au despicat. În momentul în care Domnul Iisus Hristos s-a dat pe sine însuși ca jertfă, acea perdea din lăuntru, adică trupul său care a fost frânt, s-a rupt arătând intrarea noastră în prezența lui Dumnezeu. Așadar, de ce putem intra? Datorită sângele Domnului Iisus. Pe unde putem intra? Da? Pe unde putem intra? Pe calea cea nouă și vie care este Domnul Iisus Hristos, da? Unde putem intra? În Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu, în locul preasfânt. Înțelegeți că tot ce spune apoia pe tot ce spune autorul cărții Evrei este blasfemiator pentru un evreu care nu crede în Domnul Iisus Hristos. Noi să putem intra în Sfânta Sfintelor. Este absurd, este aberant. Dumnezeu ne-ar nimici, ne-ar distruge. La cortul întâlnirii se spune foarte clar, noi din moș strămoș am înțeles că nu putem intra. Așa este. Prin voi înșivă, prin ritualurile vechi, nu puteți intra. Așa este. Dar acum ni se spune că prin sângele Domnului Iisus Hristos putem intra unde niciun evreu care n-a fost chemat vreodată la lucrarea de mare preot n-a putut intra. Noi putem intra. Și este marele favor pe care Dumnezeu ne-l face. Și vreau să înțelegem în seara aceasta că marele privilegiu pe care Dumnezeu ne-l dă în noul legământ nu este doar iertarea păcatelor. Și când folosesc expresia doar iertarea păcatelor, folosesc cu grijă, dumneavoastră ați putea să întrebați, de ce spui doar iertarea păcatelor? O fi lucrul ăsta un lucru așa de mic? Nu, ăsta este un lucru extraordinar. Niciodată nu vom putea înțelege deplin ce înseamnă că Dumnezeu ne-a iertat păcatelor. Niciodată nu vom înțelege exact. Dar iertarea păcatelor a fost un mod prin care Dumnezeu, a fost un mijloc, nu a fost scopul final, a fost un mijloc prin care Dumnezeu ne-a adus la ceea ce am pierdut de la început în Adam, și anume ce? Prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu. Scopul final al lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos nu a fost doar să ne ierte păcatele. A fost să ne ierte păcatele, dar nu doar asta. Ci să ne ierte păcatele ca să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu nu a fost ca să stăm acum, folosesc un limbaj metaforic, în afara cortului întâlnirii și spunem, super, avem iertate păcatele, în sfârșit, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Mă, ăștia, voi, elita religioasă care vă interesează mai mult despre Dumnezeu și lucrurile Lui, vă puteți duce în Sfânta Sfintelor să vă bucurați de prezența lui Dumnezeu. Noi ne mulțumim cu iertarea păcatelor. Dumnezeu n-a intenționat niciodată lucrul acesta. Dumnezeu n-a intenționat niciodată să ne bucurăm doar de iertarea păcatelor. El a vrut să înțelegem că prin sângele Domnului Iisus Hristos, care ne-a adus iertarea păcatelor, acum putem intra în prezența lui Dumnezeu. Și mă tem că sunt mulți creștini care au foarte puține idei, slabe idei
despre ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. Intrarea în prezența lui Dumnezeu. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Privilegiul noului legământ este intrarea în prezența lui Dumnezeu, în urma iertării păcatelor. Când putem intra? Când intră un evreu? O dată pe an, nu? Marele preot intra o dată pe an. Ce spune autorul aici? Spune că avem o intrare liberă sau o intrare slobodă. Este timpul prezent, da? Este un timp prezent continuu care ne arată faptul că această cale s-a deschis o dată pentru totdeauna și nu se mai închide niciodată pentru noi. Este adevărat și spun un lucru pe care l-am spus dimineață, că e normal să simțim răceală în relația noastră cu Dumnezeu și întreruperea părtășiei datorită păcatului nostru, dar calea aceasta nu se va închide niciodată. Accesul în prezența lui Dumnezeu va rămâne deschis totdeauna. Ceea ce înseamnă că a sta la distanță de Dumnezeu, a sta în dubii, a sta în necredință, este cea mai monstruoasă formă de nemulțumire față de Dumnezeu. Cea mai monstruoasă formă de nemulțumire. A sta la distanță de prezența lui Dumnezeu, în dubii, în necredință, în întrebări. Când Dumnezeu face chemarea aceasta glorioasă, intrați în prezența lui Dumnezeu, s-a deschis calea cea nouă și liberă. S-a rupt perdeaua din lăuntru. S-a adus sângele ispășirii care l-a satisfăcut pe deplin pe Dumnezeu în sfințenia și în dreptatea Lui. Noi să stăm la distanță și să nu intrăm în prezența lui Dumnezeu este o formă monstruoasă de nemulțumire. Să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă, ne așteaptă, ne dorește în prezența Lui. Cum putem intra acolo? Cum putem intra? Cum ni se cere să intrăm? Care e atitudinea noastră? El spune autorul aici că avem o intrare slobodă. O traducere exactă a expresiei, și vă citesc din GBV 2001, este aceasta. Având îndrăzneală să intrăm în locurile sfinte. Da? Când spune slobod, se referă, poți să intri liber acum, da? Fără nicio frică că Dumnezeu te termină, că te nimicește. Dar termenul din limba greacă, termenul precis, este îndrăzneală. Acum să intri cu îndrăzneală în locul sfânt, din nou, pare blasfemiator pentru un evreu. Dar în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, lucrul acesta este acum real pentru cei care își pun încrederea în Domnul Iisus Hristos. Așadar, primul privilegiu pe care îl avem în noul legământ și prin care Dumnezeu ne cheamă este intrarea slobodă. Veniți de ce? Pentru că este o intrare slobodă în locul preasfânt. Al doilea mare privilegiu este intermediarul pe care îl avem. Dumnezeu nu ne cheamă să intrăm de capul nostru singuri acolo. Versetul 21 spune: și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu. Știm, acest mare preot este Domnul Iisus Hristos. Este un singur mare preot. Îl avem în mod continuu. Auzi ce spune. Avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Prin El intrăm în prezența lui Dumnezeu. El este sângele ispășirii. El este perdeaua care a fost luptă. El este calea cea nouă și liberă. El este marele preot, intermediarul nostru, prin care putem intra în prezența lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, suntem noi. Chiar apostolul în Evrei spune lucrul acesta. Și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită. Casa lui suntem noi. Aici este locul prezenței lui Dumnezeu. Înțelegeți? Prezența, slava lui Dumnezeu care se revelea în cortul întâlnirii, în templu. Momente în care nici preoții n-au mai putut să intre, să-și aducă, să facă ritualurile și slujbele lor. Acea slavă la Dumnezeu, șechina, lumina, strălucirea ființei lui Dumnezeu, manifestarea prezenței lui Dumnezeu, se mută acum în adunare, în biserică. De aceea este oribilă tratarea cu nesăbuință a întâlnirilor bisericii. Acesta este locul prezenței lui Dumnezeu. Acesta este locul manifestării slavei lui Dumnezeu pe care noi o percepem nu cu ochii fizici, ci cu ochii inimilor noastre. De aceea trata adunarea lui Dumnezeu și vom vedea imediat că el se atinge de lucrul acesta, a trata adunarea lui Dumnezeu cu neglijență, cu indiferență, cu nepăsare, nu spune ceva despre faptul că tu nu ne prețuiești pe noi, ci spune ceva despre faptul că tu nu prețuiești prezența lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu care acum se revelează în casa lui Dumnezeu peste care Domnul Iisus Hristos este mare preot. El este mare preot peste casa lui Dumnezeu. Eu nu sunt mare preot peste casa lui Dumnezeu. Fratele Mihai nu este mare preot peste casa lui Dumnezeu. Preoții în ortodoxie nu sunt mare preoți peste casa lui Dumnezeu. Preoții de oriunde, în altă parte, nu sunt preoți peste casa lui Dumnezeu. Ei nu sunt intermediari. Ei nu sunt mijlocitori. Orice teologie, orice doctrină care pretinde că există un fel de mijlocitori puțin mai mici decât Domnul Iisus Hristos, care nu ne mijlocesc pe noi între Dumnezeu și oameni, da? Că acolo e Iisus Hristos. Cine mijlocește? Între Hristos. Da? Între Hristos și om.
Orice teologie care pretinde că există asemenea mijlocitori este o teologie care confecționează o doctrină a mântuirii care lipsește total din Sfânta Scriptură. Nici ortodoxia nu spune că noi, că preoții sunt mijlocitori între Dumnezeu și oameni, ci că sunt mijlocitori între oameni și Hristos. Adică între Dumnezeu și oameni este Hristos, dar până ajungi la Hristos, te mănâncă tăi sfințe. Scriptura nu prezintă nicăieri lucrul acesta. Ci ne arată foarte clar că direct între Dumnezeu și oameni este omul Iisus Hristos. El este marele nostru preot, mijlocitorul nostru, intermediarul nostru, mântuitorul nostru. Nu există nimeni pe lângă el. Astea sunt privilegiile. Dar după ce ni se prezintă aceste privilegii, ni se dau și niște porunci. Și de la versetul 22 până la versetul 25, de fapt, toate poruncile acestea, toate aceste imperative, ar putea fi însumate printr-o chemare la credință. Este o chemare la credință. Avem niște privilegii și avem niște porunci. Și vreau să înțelegem această legătură. Dumnezeu ne-a dat niște privilegii, dar ne dă și niște porunci. Dumnezeu ne-a dat niște favoruri extraordinare, fantastice, dar ne cheamă să beneficiem de acestea, da? Ne cheamă să beneficiem de acestea. Care sunt poruncile? Cum intrăm? Cum beneficiem de aceste privilegii? Cum beneficiem de ele? El spune versetul 22, în primul rând, că trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, cu o curăție personală. Așa o numesc, o curăție personală. Ceva ce ține de noi. Și această curăție personală este prezentată prin patru elemente. Haideți să le analizăm pe rând succint. Primul element este numit aici inimă curată. Termenul se referă la o inimă sinceră sau la o inimă adevărată. Chiar rădăcina termenului original la asta se referă. A fi adevărat. Da? Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne cheamă să intrăm în prezența Lui cu sinceritate. Cu o inimă curată, cu o inimă sinceră, cu o inimă adevărată. Chiar Domnul Iisus Hristos ne spunea că cei care se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine în duh și în adevăr. Bineînțeles, adevărul Sfintei Scripturi, adevărul Sfintei Scripturi care ne arată să vedem adevărul despre noi înșine. Vedeți, Dumnezeu nu zice, am deschis locul în prezența lui Dumnezeu, dar aici nu intre decât cei perfecți, cei desăvârșiți. Nu! Dumnezeu ne cheamă să venim în primul rând cu sinceritate, să fim adevărați. Să venim așa cum suntem noi în realitate. Dumnezeu este acela care ne cercetează inima și care ne cunoaște inima. Și este de-a dreptul prostește să încercăm să venim înaintea lui Dumnezeu altfel decât așa cum suntem în realitate. Da? El ne cheamă să venim cu sinceritate. Ăsta este primul pas. Ăsta este primul lucru pe care Dumnezeu îl lucrează într-un necredincios, într-un om nemântuit. Îl face să-și vadă adevărata lui stare și să vină așa cum este el la Dumnezeu. Da? Ticălos, tâlhar, nenorocit, așa cum este el. Al doilea element din această stare personală pe care trebuie să o avem când venim la Dumnezeu este siguranța. Ia auziți cum descrie autorul lucrul acesta. Să ne apropiem cu inimă curată, da, sau în sinceritate și cu credință deplină sau cu siguranță sau cu certitudine. Acesta este termenul. GBV 2001 zice să ne apropiem în siguranța deplină a credinței. Să știți că unii oameni au făcut o teologie biblică, o falsă smerenie a nesiguranței. Cumva dacă ai fi în nesiguranță, dacă ai fi în dubii, arăți că numai Dumnezeu este acela care poate să pronunțe cu privire la mântuirea ta. Dacă tu ești nesigur de mântuirea ta, ești nesigur cu privire la orice aspect spiritual din viața ta, asta arată cumva spiritualitatea ta, smerenia ta. Dom'le, eu las pe Dumnezeu să pronunțe cu privire la viața mea. Autorul nu spune așa. Autorul spune, având în vedere ce a făcut Hristos pentru tine, trebuie să vii cu certitudine. Cu certitudine, cu siguranță, ia auziți cum spune, cu credință deplină. Vezi, Dumnezeu nu se mulțumește doar cu a avea credință, ci Dumnezeu vrea să avem siguranța a credinței. Nu doar cu a avea credință, ci cu a avea certitudine a credinței. Credință deplină, așa o numește, credință deplină. Dacă Dumnezeu ne poruncește să avem certitudine a mântuirii, sau o credință deplină, sau o siguranță, siguranță, certitudine, înseamnă că a nu avea lucrul acesta sau a neglija lucrul acesta este un păcat. Este un păcat să nu ai siguranță. Ascultați-mă. Este un păcat să neglijezi metodele acelea prin care Dumnezeu poate produce siguranță și certitudine în viața ta. Tu ai spus să spui, eu mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu a lucrat mântuirea în viața mea, nu-s prea sigur de ea, dar important e că-s mântuit, nu să fiu sigur de mântuirea mea. Apostolul sau autorul cărții evrei nu de aceeași părere cu tine. El spune că dacă te apropii de Dumnezeu, având în vedere ce a făcut Dumnezeu prin Iisus pentru tine, trebuie să ai certitudine și siguranță. Să dai dubiile la o parte, să dai nesiguranța la o parte, da? Să dai nesiguranța la o parte.
Este adevărat că și noi credincioși avem deseori momente de nesiguranță, de șovăire, de dubii. Este de asemenea adevărat că ar trebui să respingem orice formă de siguranță falsă, siguranța bazată pe propriile merite, siguranța bazată pe faptele noastre, dar este fals și diabolic să spui că credincioșii ar trebui să stea într-o stare continuă de nesiguranță. Și că asta ar fi cumva spiritual. Și ar fi o formă de smerenie. Că noi suntem în nesiguranță, da? Deci Dumnezeu cere să ne apropiem cu sinceritate, cu siguranță, o siguranță bazată nu pe faptele noastre, ci pe ce a spus despre Domnul Iisus Hristos. Și apoi spune aici că trebuie să ne apropiem cu sfințenie. Ia auzi ce spune. Cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. Ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă să vii cu sfințenie, cu inima stropită și curățită de un cuget rău, da? Nu se referă, vedeți, nu se referă la o sfințire exterioară pe care o practicau, o sfințire ceremonială pe care o practicau de multe ori evreii, ci se referă la o sfințire lăuntrică a inimii noastre. Cum se face lucrul acesta? Evrei 9 cu 14. Cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, ia ascultați, sângele lui Hristos vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Deci venim înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate, cu siguranță, ambele bazate pe jertfa Domnului Iisus Hristos. De asta pot să viu cu sinceritate. De ce? Pentru că știu că Domnul Iisus Hristos îmi iartă păcatele. De asta vin cu sinceritate. Pot să recunosc păcatul. De asta vin cu siguranță, pentru că mă încred în jertfa Domnului Iisus Hristos. De asta vin cu sfințire, pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos este aplicată sufletului meu. Aici se vorbește foarte clar despre îndreptățire, despre iertarea păcatelor. Eu nu pot intra în prezența lui Dumnezeu dacă nu primesc iertarea păcatelor. Nu am ce să caut în prezența lui Dumnezeu cu păcatul asupra mea. Vinovat fiind, cu conștiința încărcată, chiar credincioși fiind, având moment în care conștiința noastră este încărcată și nu primim iertarea păcatelor pe care Dumnezeu ne-o comunică prin Hristos, lucrul ăsta ne ține la depărtare de Dumnezeu. Lucrul acesta creează o separare în părtășia noastră cu Dumnezeu. Cugetul tău este apăsat, conștiința ta este apăsată și ea trebuie să fie vindecată din nou în jertfa Domnului Iisus Hristos. Trebuie să-ți reamintești, să primești prin credință din nou această realitate a iertării păcatelor făcută odată pentru totdeauna. Și apoi, deci avem sinceritate, siguranță, sfințirea inimii, toate bazate pe jertfa Domnului Iisus Hristos. Și apoi a patra caracteristică este spălarea. Trebuie să veniți spălați. Acum, într-adevăr, expresia poate genera câteva confuzii, sau cel puțin una mare, pentru că pe lângă toate elementele acestea spirituale, el spune că trebuie să venim cu trupul spălat cu apă curată. Și întrebarea este, ce treabă are intrarea în prezența lui Dumnezeu, care este o experiență spirituală, cu igiena personală? Și unele persoane spun, cei mai mulți comentatori nu spun că se referă textul la lucrul acesta, dar unii spun, domnule, se referă, trebuie să fii aranjat, să fii spălat la adunare. Și bine, e bine să fii așa, să-ți făcut igiena personală numai când vii la adunare, totdeauna. Dacă o faci mai bine când vii la adunare, noi toți ne vom bucura de lucrul ăsta, nu o să fim niciunul deranjat, dar de igiena personală a cuiva, ea îi recomandabilă. Cei care devin creștini chiar învață să aibă grijă de trupurile lor, mai bine decât au avut mai înainte. Asta ține așa de common sense, de ceva obișnuit, ceva omenesc. Da? Ce legătură are trupul spălat cu apă curată de toate celelalte elemente care sunt pur spirituale? Adevărul este că trebuie să înțelegem această expresie, această realitate, uitându-ne la ce se întâmpla în Vechiul Testament. Pentru că autorul, repet, face o paralelă între intrarea preotului în cortul întâlnirii și acum intrarea noastră în prezența lui Dumnezeu. Și preotul de fiecare dată când intra în cortul întâlnirii se spăla. Se spăla. Și dacă era curat de acasă, tot trebuia să se spele. Pentru că era o curățire ceremonială, simbolică. Ideea nu era că el se ducea cu săpun, smurdar, trebuie să mă spăl cu săpun, bine. Nu asta era ideea, ci făcea o curățire ceremonială, simbolică, care arăta că în prezența lui Dumnezeu trebuie să intri curat. El făcea două lucruri mari, preot. Aducea o jertfă întâi pentru sine și se spăla. Și aceste două simboluri au mai fost discutate de noi, da? Exod 30 cu 20 spune așa, când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară. Pentru a arăta că în prezența lui Dumnezeu intrăm doar după ce ne-au fost iertate păcatele și după ce Dumnezeu ne-a curățit
prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și se vor spăla și când se vor apropia de altar ca să facă slujbă și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc. Evreii au ajuns să facă o paradă din spălăturile astea. Știți că Domnul Iisus critică pe evreii din vremea lui că ei au făcut o grămadă de obiceiuri din spălările astea și ei își găseau acum sfințenia lor și se îndreptățeau prin spălăturile astea pe care le făceau. O, noi suntem neprihăniți, noi ne spălăm când venim de la piață, noi ne spălăm când ne întâlnim cu cineva, noi ne spălăm totdeauna și spălau vasele și se spălau în continuu. Și aveau impresia că sunt mai neprihăniți prin simplu fapt că se spălau pe exterior. Și Domnul spune, sunteți niște morminte văruite care curățiți blidul pe din afară, dar pe dinăuntru e plină de mortăciune, de putreziciune și de oasele morților. Da? Este imposibil să credem că autorul recomandă acestor evrei care au făcut un abuz din spălăturile astea ceremoniale. Alea erau spălături ceremoniale. Din nou, evrei nu foloseau spălăturile astea, botezurile astea, mini botezurile acestea zilnice pentru a se spăla în sensul fizic, că erau murdari. Făceau și pentru asta. Ci făceau aceste spălături ceremoniale. Ei legau starea lăuntrică a inimii de spălăturile astea pe care le făceau ei. Nu putem exclude faptul că autorul ar putea să ne ducă cu gândul la spălarea nașterii din nou, despre care vorbește în Tit, spălarea nașterii din nou despre care vorbește Domnul Iisus Hristos, simbolizată prin botezul în apă. N-am putea exclude lucrul acesta, dar cred că textul se referă totuși la ceva asemănător aproape de această experiență, și anume, Domnul Iisus Hristos folosește termenul acesta la cina Domnului când îi spală pe ucenici. Și știți că în textul acela se folosesc doi termeni pentru spălare. Un termen care se referă la spălarea completă, la cel care s-a îmbăiat, spune, n-are nevoie decât să-și spele picioarele. Sunt doi termeni diferiți acolo. O spălare zilnică care se face a picioarelor și o îmbăiere care se face total odată pentru totdeauna. Adică nașterea din nou, îmbăierea întreagă a personalității noastre se face o singură dată, iar spălarea ritualică sau spălarea zilnică a picioarelor, care simbolizează mărturisirea păcatelor din fiecare zi, trebuie făcută zilnic. Domnul Iisus folosește termenul acesta spălare în Ioan și același termen este folosit aici și se referă la o spălare completă. Când spune și cu trupul spălat, se referă la trupul spălat în întregime. Și ceremoniile alea pe care Dumnezeu le-a cerut evreilor, de fapt, simbolizau această curățire, spălare lăuntrică pe care Dumnezeu o face în viețile noastre prin nașterea din nou, prin Duhul Sfânt odată pentru totdeauna. La asta se referă. Asta a vrut Dumnezeu să învețe prin spălările alea ceremoniale. Că este o vreme în care Dumnezeu va face o spălare lăuntrică completă, o îmbăiere a ființelor noastre. Da? Cu alte cuvinte, ne apropiem de Dumnezeu nu doar având cugetele curățite de un cuget rău, ci având parte și de această spălare a nașterii din nou făcută de Duhul Sfânt. La asta cred că se referă textul. Această spălare este profețită și de Ezechiel 36:25, și mai multe texte în Vechiul Testament. Spune, vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Se referă la spălarea aceasta a nașterii din nou. Ca și dimineață vreau să vedeți cât de minunat pune împreună autorul cărții Evrei aceste două elemente a mântuirii. Aspectul acesta pozițional al mântuirii, iertarea păcatelor, cu cugetul rău, zice, e curățit, adică ai siguranța iertării păcatelor, și aspectul acesta practic, experiențial. Trebuie să se facă o spălare a personalității noastre în întregime. Trebuie să fim îmbăiați prin nașterea din nou. Este în Tit capitolul 3 folosită expresia aceasta. Unele traduceri, și sunt traduceri bune, vorbesc despre baia nașterii din nou. Este o îmbăiere completă a ființelor noastre pe dinăuntru, da? Dumnezeu ne iartă păcatele și ne naște din nou. Așadar, cum ne apropiem? Ne apropiem cu sinceritate, ne apropiem cu siguranța credinței, asta înseamnă că omului se cere să vină cu credință, da? Așa că omul care vine cu siguranță și cu sinceritate, spune Scriptura că este sfințit, da? Este sfințit, este curățit cugetului, nu mai are cunoașterea păcatelor sale pentru că i-au fost iertate și este și spălat în întregime, este îmbăiat, este născut din nou. Păcatul este scos din ființa lui. Așadar, primul lucru care ni se cere ne vizează pe noi înșine. Da? Ne vizează pe noi înșine. De la noi înșine, versetul 22, trece la o realitate care trebuie să fie găsită în viețile noastre și care îi vizează pe ceilalți oameni. Versetul 22 descrie ceva personal. Inima curată a mea, credință deplină la mine,
curățirea cugetului meu, trupul spălat cu apă curată al meu, da? Mă privești, totul ține de mine aici, da? Totul ține de mine. Curăție personală, curăție personală. Versetul 23 descrie ceva care este în relație cu ceilalți, anume o confesiune publică. Cu alte cuvinte, de la credință mergem la confesiune. De la credință mergem la confesiune. De la credință mergem la mărturisire. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Cum beneficiezi de noul legământ? Beneficiezi de noul legământ când ești născut din nou, când ești îndreptățit, când ești înnoit, când ai credință, da? Versetul 22. Dar beneficiezi de noul legământ și când faci o mărturisire publică. Zice să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Reformatorul Calvin spunea, credința nu este adevărată dacă nu se manifestă înaintea oamenilor. Deci o credință pur privată este o credință falsă. Ideea de fiecare cu credința lui este o anomalie din punct de vedere biblic. Este o aberație, nu are nicio treabă cu credința biblică. Credința privată, pur privată, în esență privată, nu este credința biblică. Credința personală din versetul 22, credința deplină, chiar așa e numită, în versetul 23 devine publică. Credința care mă leagă pe mine de Dumnezeu, în versetul 22, în versetul 23, se relaționează la oamenii din jurul meu. Devine publică. Da? De aceea vorbește despre o mărturisire a nădejdii noastre. Da? O mărturisire a nădejdii noastre. Autorul ne arată că esența convertirii, esența credinței, esența apropierii noastre de Dumnezeu are această valență a exteriorului, această valență de relaționare la exterior, de mărturisire în exterior. Așa că reticența noastră continuă de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos trebuie să ne dea de gândit. O reticență continuă a unui credincios de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos trebuie să fie un semnal de alarmă. Pavel spunea, uitați cum Apostolul Pavel leagă lucrurile acestea împreună. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, asta e public, e verbal, e exterior, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți. Vezi, aspectul lăuntric personal este legat de aspectul public, oficial, da? Îmi oficializez credința. N-am nicio problemă să o mărturisesc. De aceea botezul era o chestiune atât de grozavă în secolul I. Pentru că cei care îl mărturiseau pe Domnul Iisus public în botez, făceau o declarație, era o declarație de război față de lume. Ne separăm de voi, ne alipim la altă credință. Nu mai credem ca voi. Nu mai suntem din comunitatea voastră. Noi facem parte din altă comunitate. Era o declarație de război. Și lumea a înțeles declarația asta. Și au persecutat pentru declarația aceasta. Vezi, credința nu poate rămâne privată. Ioan ne arată această anomalie, da? Că unii ar putea cumva să creadă, dar să nu mărturisească. Zice, totuși chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el și Ioan este interesat să arate lipsă esențială, un lips esențial din credința lor. Dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Da? Autorii din Sfânta Scriptură sunt preocupați să arate că această credință personală în Domnul Iisus Hristos este validată de ieșirea în exterior, de ieșirea publică a acestei credințe, de manifestarea publică a acestei credințe. Uitați-vă că nu ni se cere doar să mărturisim, zice să ținem la mărturisirea aceasta. Dar ni se cere o perseverență în mărturisirea aceasta. Să ținem la mărturisirea aceasta, să continuăm în mărturisirea aceasta. Și nu să ținem oricum la mărturisirea asta, ci zice să ținem fără șovăire. Fără șovărie. Adică să fie o mărturisire clară, publică, verbală, continuă, curajoasă, asumată. Asta e mărturisirea care ni se cere. Crezi în... Mă, tu ești pocăit? Eu când eram copil, mai era cu tine ăsta care ne lua. Bă, tu ești pocăit? Da, părinții mei. Aia nu-i credință, nu? Mă, tu ești pocăit? Da, vezi, toți credem în Dumnezeu, știi? Mă, tu de ce nu fumezi și nu bei? A, beau, stai, am apucat de beau când am venit, da. Păi știi că nu-mi face bine tutunul, știi, cu plămânii, cu nu știu ce. Mă, dar voi de ce nu? A, păi știi că e frumos să fim oameni morali, să nu știu ce. Ia auziți, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Este foarte important să observați maniera în care ni se cere să mărturisim. Fără șovăire, cu curaj, public, oficial,
continuu, puternic, cu îndrăzneală. Să ne asumăm mărturisirea asta. Să ne asumăm, să credem în ea, da? Să ne bazăm pe ea. De asemenea, observați ce ni se cere să mărturisim. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii. Nădejdii. Cine-i nădejdea asta? Sau ce-i nădejdea asta? Ce-i nădejdea asta? Spuneți dumneavoastră. Hristos este nădejdea. Vezi, nouă nu ni se cere să spunem, hei, noi suntem o biserică mai specială, avem așa niște, o viziune mai diferită decât celelalte biserici, viziunea noastră constă în 4 puncte și avem o listă succintă de reguli la care trebuie să aderăm toți. Ne interesează de fustă, de batic, să nu consumați alcool, să nu fumați de față cu ceilalți, să renunțați să mai mergeți prin cluburi și baruri, să... Nu e foarte lungă lista noastră. N-ați vrea să fiți membri în biserica noastră? Asta credem noi. Asta e mărturisirea noastră. El spune nu. Nu asta trebuie să mărturisim noi. Și din păcate mulți dintre noi care am avut îndrăzneală, curaj, dispoziție spre a evangheliza, ne-am ocupat cu lucruri slabe în discuție cu necredincioșii, așa că acum nu mai evangelizăm deloc. Și normal să-ți fi pierdut cheful de a vorbi despre lucrurile religioase, dacă în lucrurile alea religioase centrul nu a fost Domnul Iisus Hristos. Și necredincioșii au niște abilități de a ne purta peste tot locul ca să evităm punctul central. Care? Persoana Domnului Iisus Hristos. Te duce pe la sfinți, te duce pe la preoți, te duce pe la biserici, pe la nu știu ce religii, pe la nu știu ce secte, pe la nu știu ce idei, ce reguli, ce practici. Și tu stai și pierzi ori întregi discutând cu el despre tot felul de lucruri și ai ratat esența mărturisirii tale care trebuie să fie nădejdea ta. Care e nădejdea ta? Că bei sau nu bei alcool? Care e nădejdea ta? Că respectăm nu știu ce reguli? Care e nădejdea ta? Că ne îmbrăcăm frumos când vine la biserică? Că ne-am pus batic? Că ne-am pus fustă? Care e nădejdea ta? Ce ți-a cerut ție Dumnezeu să mărturisești? Sunt lucruri foarte bune care țin de mersul bun al unei comunități creștine. Dar să nu pierdem din vedere care este esența mărturisirii noastre și anume Hristos. Asta este nădejdea mea. Nădejdea mea nu este un set de reguli. Nădejdea mea nu sunt niște reguli de ordine interioară. Nădejdea mea este Domnul Iisus Hristos și pe El eu sunt chemat să-L mărturisesc. Și să știți că orice alt lucru va seca viața noastră spirituală de putere. Și vom încerca să mărturisim. Și normal să se întâmple așa. Pentru că nu există nimic care să-ți cucerească inima într-o asemenea măsură încât să te facă să vorbești public decât Domnul Iisus Hristos. Așa că atunci când îți pierzi zelul sau râvna în a mărturisi, întreabă-te dacă mărturisești ce trebuie. Și dacă nu cumva ți-ai luat ochii de la Hristos și ți se pare că o doctrină, o teologie, niște practici merită mărturisite. Și ne-a arătat procesul evanghelistic. Da? Mărturisirea care ni se cere este mărturisirea nădejdii noastre. De ce să mărturisim această nădejde? El ne spune și de ce. Da? Ne arată miezul acestei mărturisiri, ne arată maniera în care să o face, zice, fără șovăire. Da? GBV 2001 zice să ținem cu tărie mărturisirea speranței neclintite. De asta o mărturisesc. Că el e neclintit. Speranța pe care o am eu este neclintită, ea merită mărturisită. Ea merită mărturisită. Și ni se arată și motivul pentru care să facem aceasta. Și auziți, căci credincios este cel ce a făcut promisiunea sau făgăduința. Se vorbește despre caracterul lui Dumnezeu, el este credincios, și se vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu în care avem făgăduințe. Cu alte cuvinte, eu sunt ancorat. El spune, temelia mărturisirii publice este caracterul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă m-am ancorat în persoana lui Dumnezeu și în promisiunile lui Dumnezeu, aceste două realități, persoana lui Dumnezeu, credincioșia lui și promisiunile lui Dumnezeu, mă vor ține tare în perioade de necaz, de suferință, de prigoană, când sunt chemat în special în momentele acelea să dau o mărturisire clară, curajoasă, publică despre Domnul Iisus Hristos. Ce te va ține atunci? Caracterul credincioșii al lui Dumnezeu. El este credincios și cuvântul lui Dumnezeu. Persoana lui Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu. Așadar, recapitulăm. Ni se cere să ne apropiem. În versetul 22 se descrie această responsabilitate față de sine. Față de sine. Sinceritate. Siguranță. Iertați și regenerați. Cam asta e. Iar versetul 23 ni se prezintă acest al doilea element care are de-a face cu ieșirea noastră în exterior, cu ieșirea publică a credinței noastre. Iar în versetul 24 și 25
trece de la cei din afară la cei dinăuntru, la comunitate, la cei credincioși, da? Adică am o responsabilitate față de mine, o responsabilitate în exterior și o responsabilitate în interior față de credincioși. Haideți să vedem ce spune. Să veghem unii asupra altora. Supravegherea creștină este o îndatorire pastorală a fiecărui membru. Repet, supravegherea creștină este o îndatorire pastorală a fiecărui membru. A fiecărui membru. Asta spune el aici. Să veghem unii asupra altora. Mai încolo el identifică, să nu credeți că erau adunări care nu aveau, ei, ăștia nu aveau prezbiteri și de asta au spus, până aveți prezbiteri să vă ocupați unii de alții. Nu mai încolo, spune să ascultați de mai mari voștri. Erau mai mari între ei. Erau prezbiteri între ei. Dar el identifică foarte clar că această îndatorire pastorală a noastră ne aparține tuturor. Fiecăruia dintre cei care sunt aici. De aceea este important că atunci când cineva vrea să fie membru în această adunare, să îi se comunice foarte clar și nouă ni s-a comunicat că este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să veghem asupra celorlalți. Ah, frate, eu sunt mai timid, eu nu vreau să mă bag. Trebuie să te bagi. Asta înseamnă să fim, unii zic, voi ați făcut legământul ăla al membrilor, care, unde vezi tu în Biblie legământul al membrilor? Evrei, capitolul 10, versetul 24. Uite legământ. Să veghem unii asupra altora. Crezi că Dumnezeu ne-a dat o sugestie? A, păi nu. Ok, am rezolvat problema. Faptul că noi am sumarizat într-un document toate responsabilitățile unui membru și am pus, sub alte cuvinte, versetele din Sfânta Scriptură, nu înseamnă că am inventat noi altceva. Ce înseamnă că am făcut un sumar în care spunem asta înseamnă un membru al bisericii locale. Nu asta înseamnă un membru al bisericii locale din Sfânta Treime. Asta trebuie să fie un, asta trebuie să fie un membru al oricărei biserici locale a Domnului Iisus Hristos. Asta nu e ceva ce noi am inventat. Noi vrem să se întâmple așa. Asta înseamnă să fii membru. Într-o anume adunare, frații vor să rezolve problema cu membralitatea. Că nu se știe cine vine, cine pleacă, cine e de-a lor, cine nu e de-a lor. Și unii au adus ideea asta, o dublă membralitate. Adică membrii serioși care vor să-și asume, vorbesc serios acum, deci e ceva real, membrii serioși care vor să-și asume responsabilitățile de membru și membrii care pot să fie la distanță, cu opțiuni, facultativ. Nu prea vor să vină la cina Domnului, nu vor să fie trași la răspundere, nu vor să vegheze ei asupra celorlalți. Biblia nu prezintă așa ceva. Este tragic, într-adevăr, este tragic că trăim într-o vreme și poate chiar noi venim din adunări în care nimeni nu a vegheat asupra noastră. Nimeni nu ne-a tras niciodată de mânică, nimeni nu ne-a mustrat, nimeni nu ne-a căutat, nimeni nu ne-a întrebat, nimeni nu ne-a îndemnat. E posibil, dar asta este o tragedie, asta nu este învățătura Sfintei Scripturii. Probabil că asta este prima responsabilitate neglijată astăzi în majoritatea adunărilor. Prima responsabilitate. Vegherea unora asupra altora. Și tragic, și noi cunoaștem asemenea cazuri, că multe persoane care au părăsit adunarea, cum spune textul în versetul următor, să nu părăsim adunarea, multe persoane care au părăsit adunarea au avut această experiență tragică, tristă, că nimeni nu i-a căutat. Aproape că te întreb dacă le-a părut bine și s-au bucurat când ai plecat. Și noi am experimentat și această tragedie ca să dubleze tragedia atunci când aceste deci cazuri absolut grotești. Deci n-ai putea să prezinți o monstruozitate mai mare decât asta din punct de vedere eclesial. Atunci când alți frați au căutat, când au început să frecventeze alta adunare, după ani de zile de ignorare, s-au sesizat, s-au autosesizat. Nu s-au sesizat când ei se duceau în lumea pe calea păcatului și se duceau spre iad. Nu s-a sesizat nimeni atunci. Când an după an n-au fost în adunare, nimeni nu i-a căutat. S-au sesizat când alta adunare s-a îngrijit de ei. Nu asta este lucrarea Satanei? Lui, pe el nu-l deranjează că omul ăla a fost în lume. Și nu i-a deranjat. Pe comitet, pe păstor, nu i-a deranjat că el a fost în lume. I-a deranjat că acum se duc în altă adunare. Asta este lucrarea Satanei. Ascultați-mă. Asta este lucrarea Satanei. Lucrarea întunericului. Dacă i-ar fi păsat de el, an după an l-ar fi căutat, nu? Și asta, să știți, nu două, trei cazuri pe care le cunoaștem noi. Sunt multe cazuri de felul acesta. Foarte, foarte, foarte multe cazuri de felul acesta. Este minunat să observăm în locul acesta că autorul merge mai departe și nu ne lasă pe noi să nimenim lucrurile asupra cărora să veghem. Să spunem să veghem noi așa. Soră, ia ce faci tu cu banii? Soră, ia să văd eu ce ai tu pe dulap. Soră, ia să... Nu. No. Chiar ni se dau câteva îndemnuri. De exemplu, puteți vedea acasă 1 Tesaloniceni 4 cu 11, Tit 2 cu 5, 1 Petru 4 cu 15, unde se spune să ne vedem de treburile
noastre. Ce îndemn bun e pentru unii ăștia. Să ne vedem de treburile noastre. Deci autorii Sfintei Scripturi păstrează această tensiune. Trebuie să veghem unii asupra altora, dar există niște domenii, niște lucruri în care nu trebuie să ne băgăm, da? Decât dacă vedem un păcat, da? Acum, autorul ne spune foarte clar în ce privință să veghem unii asupra altora. În ce privință? Păi în privința purtării, spune el în primul rând, în privința purtării, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Vedeți, el întâi vorbește despre atitudinea noastră. Autorul pretinde că ar trebui să ne preocupăm de atitudinea pe care o au ceilalți frați. De motivațiile pe care le au ceilalți frați. Să-i îndemnăm la dragoste. Asta este, trebuie să fie motivația din spatele tuturor acțiunilor noastre. El prezintă întâi dragostea și după aia faptele bune. Pentru că faptele bune trebuie făcute din dragoste. Altfel suntem niște ipocriți, niște farisei. Asta suntem, da? Trebuie să ne preocupăm așadar, să ne îndemnăm, să avem o afecțiune pentru frați, pentru Dumnezeu și să și acționăm pe baza acestei afecțiuni. Să facem fapte bune. Trebuie să ne mai îndemnăm la ceva, da? Nu doar la purtare creștină. Asta e purtarea creștină. Purtarea creștină sunt două elemente. Afecțiune și acțiune. Tot să facem din dragoste și să trăim în fapte bune. Al doilea element, să veghem asupra părtășiei creștine. Ia ascultați ce spune textul aici. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Eu cred că Biserica Domnului Iisus Hristos dă un mesaj foarte puternic lumii acesteia prin simpla noastră întâlnire la oaltă. Ascultați-mă. Prin simpla noastră întâlnire la oaltă dăm un mesaj puternic lumii acesteia. Și când spun simpla noastră întâlnire, o numesc simplă, dar este simplă doar pentru oamenii orbi. Pentru că această întâlnire a noastră la oaltă este o întâlnire supranaturală. Dacă nu credeți că este supranaturală, duceți-vă acasă și scrieți pe o foaie, că nu-s mulți, toți membrii adunării și întrebați-vă ce lucruri comune. Am mai spus lucrul ăsta de vă câteva ori. Ce lucruri comune aveți cu oamenii aceștia? Să vedeți că avem hobby-uri diferite, avem avantaje. Noi nu ne întâlnim aici datorită unor avantaje pe care le avem unii asupra altora, din punct de vedere material sau social sau nu mai știu ce. Avem hobby-uri diferite, avantaje diferite, poate anumite valori care țin de lumea aceasta diferite, anumite obiceiuri diferite, avem anumite. Suntem diferiți din atât de multe puncte de vedere. Dar există o realitate supranaturală care ne ține pe toți la ora altă și aceea este dragostea noastră comună, credința noastră comună, nădejdea noastră comună în Domnul Iisus Hristos. Acesta este primul mesaj puternic pe care îl dăm lumii acestea. Este un mesaj puternic că lumea vede miercurea, duminică dimineață și duminica seara parcând mașinile aici la bloc. Este un mesaj puternic. Nu era un mesaj puternic dacă noi ne aveam o adunare undeva pe un deal și aveam mult spațiu pentru parcare și pentru ca copiii să joace și să joace ping-pong și să joace volei. Aici este mesajul puternic pe care trebuie să-l dăm lumii. Și primul mesaj pe care îl dăm este prin simpla noastră, o numesc limba în ghilimele, strângere la oaltă, care este de fapt o întâlnire supranaturală, generată de Domnul Iisus Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt care ne strânge împreună în jurul unui numitor comun care este Iisus. Nu muzica, nu voleiul, nu ping-pongul, nu lucrările cu tinerii și copiii, Iisus Hristos, Domnul nostru. Aceasta este o strângere supranaturală. Este o strângere minunată, asupra căruia Dumnezeu ne cheamă să veghem. Să veghem. Când Satan ne seduce, când Satan ne seduce, că asta este o seducție a diavolului, când Satan ne seduce ca să neglijăm adunarea, ca să fim indiferenți față de adunare, ca să tratăm adunarea opțional, facultativ, la fără frecvență sau în orice alt fel de asemănător cu acesta, când Satan face lucrul acesta, Satan de fapt nu lovește în noi. Satan lovește în această realitate a noului legământ creată de sângele Domnului Iisus Hristos și anume biserica. Biserica este un rezultat direct al jertfei Domnului Iisus Hristos. El ne-a cumpărat pe toți și ne-a pus împreună. Când noi neglijăm lucrul acesta, că Satan ne seduce și noi cădem în capcana lui și neglijăm această realitate, Satan lovește în Hristos întâi, nu în noi. Aici nu este vorba despre noi. Hai să înțelegem o dată pentru totdeauna. Aici nu este vorba despre noi. Aici este vorba despre El. Aici este vorba despre Domnul Iisus Hristos. Și chemarea este să veghem asupra acestui lucru, da? Să veghem asupra acestui lucru. Ia uite, să nu părăsim adunarea cum au unii
obicei. Este evident unii dintre evrei care au intrat în adunare, care se strângeau împreună, părăseau adunarea datorită persecuției. Datorită persecuției. Și e foarte interesant să vedeți termenul din greacă unde spune aici să nu părăsim adunarea, este episynagoge, care vine la sinagoga, fiind împreună în sinagogă. El folosește un limbaj evreiesc. Să nu părăsiți strângerea împreună de la sinagogă. Acum poate vă întrebați, domnule, ce vrea să spună autorul aici? Vrea să spună că ăștia trebuie să ducă la sinagogă? Să se întâlnească împreună la sinagogă? Nu, folosește un termen care înseamnă strângere la oaltă. Dar acesta este termenul. Un termen evreiesc, iudaic. Și același termen este folosit în 2 Tesaloniceni 2:1, când vorbește despre strângerea noastră împreună când va veni Domnul Iisus Hristos. Și vreau să înțelegeți lucrul acesta. Cei care se strâng acum în adunare, da? Cei care vin acum în sinagogă împreună, sunt aceia care vor avea parte de o altă strângere, într-o altă sinagogă cerească la final când va veni Domnul Iisus Hristos. 2 Tesaloniceni, cât privește venirea Domnului Iisus Hristos și strângerea noastră împreună la altă. Dar această strângere împreună când va veni Domnul Iisus Hristos este arătată vizibil acum. Aceasta este o declarație pe care o dăm lumii și o declarație pe care ne-o dăm unii altora. Este o confirmare față de noi și este o declarație, o provocare pe care o facem lumii. Noi care ne strângem acum împreună, suntem aceiași care ne vom strânge atunci. Și nimeni altcineva nu se va strânge atunci împreună cu Domnul Iisus. Este o confirmare pe care ne-o dăm unii altora. Hei, noi care ne strângem acum împreună, ne vom strânge și atunci împreună cu Domnul Iisus Hristos. Voi care nu vă strângeți acum cu noi împreună, nu vă veți strânge atunci împreună cu noi când va veni Domnul Iisus Hristos. Acesta este un lucru important. Nu este ceva care trebuie, care poate fi neglijat. Să băgăm bine de seama că atunci când auzim oameni care spun, nu e important să te duci la biserică. Nu, credința e importantă, nu e important să te duci la biserică. Să știi că l-auzi pe șarpe vorbind. Pe șarpe ce vechi, pe Satana. Și asta e o șiretenie de-a lui. Nu mersul la biserică este important. Ăla e diavolul care vorbește. Duhul Sfânt îți spune în seara aceasta să nu părăsim adunarea noastră. Pe mine nu mă interesează sub ce forme perverse și sub ce doctrine parșive diavolul îți comunică că nu e important să vii la adunare. Nu mă interesează. Aia nu este vocea Duhului Sfânt. Poți să vii la adunare din ipocrizie? Sigur că poți. Soluția nu este să nu vii la adunare, ci să vii fără ipocrizie. Când îți spune cineva, nu mersul la biserică e important, ba este, am un verset, Evrei 10:25. Mie Biblia îmi spune că este, mie Duhul Sfânt mi-a însuflat un text, nu doar unul, sunt zeci de versete, care îmi spune că mă duce în adunarea sfinților, este fundamental. Că a tratat cu maximă seriozitate întâlnirea noastră la oaltă, este fundamental. Este fundamental. Zice, cum să facem lucrul acesta? Să ne îndemnăm unii pe alții. Aș vrea să... Termenul din original e mai sensibil și se referă la a ne încuraja unii pe alții, încurajându-ne cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Este minunat să observați legătura pe care autorul o face între strângerea noastră la oaltă acum și strângerea noastră la oaltă la venirea Domnului. Vină frate cu noi acum ca să fii cu noi și când va veni Domnul. Și când va veni. Și maniera, observați maniera în care facem lucrul acesta este încurajându-ne unii pe alții. Când noi mai vorbim noi de telefoanele pe care le dăm la frații care lipsesc și dea Domnul să nu mai lipsească ca să dăm telefoane cu alt fel de încurajare, da? Important ar fi să dăm telefoanele astea sau mesajele astea de încurajare înainte să lipsească. Da? Trebuie să păstrăm legătura frățească înainte să vedem că unul se depărtează, poate. Noi trebuie să păstrăm, să menținem legătura păcii care este făcută de Duhul Sfânt. Dar oricum și telefoanele pe care le dăm, le dăm încurajându-i pe ceilalți. Urmează și partea cu mustrarea și așa mai departe. Dar trebuie să o facem într-un duh de încurajare, da? Încurajându-i pe ceilalți, mângâindu-i pe ceilalți, văzând starea celui, da? Fiind interesat sincer de realitățile poate triste ale vieților unora dintre noi care ar putea fi ispitiți să părăsească adunarea. Așadar, răspunsul pozitiv, în concluzie, răspunsul pozitiv pe care îl dăm noului legământ, se bazează pe aceste două privilegii pe care ni le-a dat Dumnezeu, intrarea slobodă și intermediarul care este Domnul Iisus Hristos, și răspunsul pe care îl dăm constituie din trei elemente. O curăție personală, descrisă în versetul 22, o confesiune publică, descrisă în versetul 23, și o comuniune cu biserica, descrisă în versetul 24 și 25. Ăsta e răspunsul pe care îl dăm noi noului legământ. Ăsta e răspunsul perseverent pe care trebuie să-l dăm. Pentru că, vedeți, autorul nu spune doar
să venim cu credință deplină, ci zice să ținem fără șovăirile mărturisirea nădejdii noastre. Să ținem fără șovăire. Este limbajul perseverenței. Și este minunat să observați că de fapt versetul 22 până la 25 descrie în esență viața unui om credincios. Versetul 22 vorbește despre credință. Versetul 23 vorbește despre nădejde. Versetul 24 vorbește despre dragoste. Credință, nădejde și dragoste. Ce e asta? Asta nu e o elită din comunitatea creștină. Asta nu sunt super sfinții din comunitatea creștină. Vă întreb pe dumneavoastră, cineva care nu are credință este mântuit? Nu. Este mântuit cineva care nu are nădejde? Nu. Este mântuit cineva care nu are dragoste? Nici vorbă. Autorul nu face decât să descrie un om credincios. Un om credincios. Da? Noul legământ trebuie primit în felul acesta. Trebuie experimentat în felul acesta. Credință 22, nădejde 23, dragoste 24. Și lucrul acesta se face întâi în ce ne privește pe noi înșine, experimentând realitățile noului legământ. Lucrul acesta trebuie declarat public în exterior și lucrul acesta trebuie practicat în comunitatea sfinților. Dumnezeu să întemeieze aceste realități în inimile noastre a fiecăruia. Amin. Și dacă cineva în seara aceasta, dacă cineva în seara aceasta aici care nu l-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos, dacă suntem noi aici și posibil să ne fi înșelat atâta mare de timp, să înțelegem această realitate minunată pe care ne-a dus-o Domnul Iisus Hristos. Iertarea păcatelor. Intrarea liberă în locul preasfânt. Să ne rugăm lui Dumnezeu, să cerem de la Dumnezeu credință, pocăință, să ne întoarcem cu toată inima la El și să beneficiem deplin de realitățile, binecuvântările, privilegiile noului legământ. Amin.